Alina Xinte a ieșit pe locul 3 la campionatul internațional de pizza. Salut și felicitări. Mulțumesc. Și acum am prins la muncă din nou. Te rog, te rog, nu te rup. Și îți faci copii de treabă. Aici la Paul's Pizza, cu Alin, pe locul 3. Ce ai gătit acolo? Cum ai reușit să impresionezi și să ieși pe locul 3? Foarte, cu candidați din foarte multe țări și foarte mulți. Am încercat să fac ceva diferit față de ceilalți. Cel puțin la tavă am folosit fasolea noastră bătută și am înnobilat-o un pic cu trufă. Okay. Și cea câștigătoare a fost cu piersică și cu spec. A fost un pic diferit, o combinație mai altă, okay, o combinație care nu se face pentru concurs, nu se face pentru duzină, cum ar veni. Da, de obicei acolo se fac niște pizze un pic mai speciale, un pic mai altfel față de ce găsim într-o pizzerie normală. Pentru că, na, totuși e un concurs și vrem să impresionăm jurul. Tu ai mai gătit felul ăsta de pizza cu care ai câștigat? Făcăm? Felul ăsta de pizza cu care ai câștigat, l-ai mai făcut? Am făcut aici, l-am testat. Am făcut combinația de gusturi, pentru că acolo au fost patru elemente, dulce, sărat, iute, un pic amărui de la oțetul balsamic și acum. Dar, na, s-au combinat bine și i-am impresionat. Cum a fost cu faza eliminatorii? Cum a fost concursul? Adică ai trecut mai multe etape? Nu știu cum a fost. Etapă. Prezinți produsul, iei un punctaj și în funcție de punctajul respectiv, unde te clasezi, acolo te clasezi. Oh. Totul sau nimic? Totul sau nimic. Dar nu e prima oară când tu participi la concursuri? Nu, este al treilea an consecutiv care particip la concursul respectiv. Anul trecut a fost un pic mai bine. Anul ăsta au venit oameni un pic mai pregătiți. Au fost așteptările. Ce, anul trecut ai fost pe 2? Anul trecut am fost două locuri, 2 și un loc 1. Anul trecut am fost campion la Napoletan. Și acum la clasic, acolo? Acum la clasic am un loc 3. Înseamnă că ești acolo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, doar sus. Să sperăm că voi rămâne în continuare așa, pe placul juraților. Pe Alin îl găsiți aici la Paul's Pub și puteți să mâncați pizza gătită de el aici la Paul's Pub. Succes în continuare și felicitări! Mulțumesc!